în stațiunea Vâlcele de lângă Sfântul Gheorghe Covasna, cândva mai celebră decât stațiunea Carlo Vivari, există, dragii mei, un izvor cu apă minerală tămăduitoare pentru una dintre bolile cele mai cumplite ale secolului, stresul. Mai poate vindeca și reumatismul, osteoporoza, ulcerul, boli care altfel pot fi tratate cu bani foarte, foarte mulți. Tot aici au venit și capete încoronate ca să bea apă minerală și să facă băi clocotitoare. Ne aflăm în satul Vâlcele, cunoscut cândva drept stațiune balneoclimaterică și de tratament pentru cei suferinți, dar care astăzi pălește, pare că se stinge și vrem să aflăm mai multe despre această localitate. Suntem alături de domnul viceprimar Nicolae Cucu. Da, să rămânele. Că vă găsesc aici. Spuneți-mi, cum era odată acest loc și ce a ajuns astăzi? În primul rând, ce pot să vă spun, satul, mai bine zis stațiunea Vâlcele, care se află undeva la o distanță de 10-11 km de centru, deci de reședința județului Covasna, respectiv municipiul Sfântul Gheorghe, și la 24 de km de Brașov. Localitate care era cândva comparabilă cu Carlo Vivari, să spunem asta. În anii 40 sau chiar și înainte, localitatea era comparabilă cu Carlo Vivari. Aici s-a ținut, exact, nu pot să vă spun anul, dar a fost ținut primul congres de balneologie din Europa. Acest punct de vedere se compara cu renumita stațiune Carlo Vivari. Nu numai, faptul că apele minerale de aici și clima au un efect curativ foarte bun pentru cei suferinți de ficat, de bol de inimă, persoane bolnave de reumatism, care s-au tratat în mod special în această stațiune. Foarte, foarte mulți veniți în timpul regimului trecut, fiind o stațiune mai modestă, să zic așa, veneau foarte mulți țărani care se tratau și aici unde acum avem foarte multe spații libere, erau vile, oamenii veneau, se tratau de bolile de care sufereau. Pe vremea aceea era cunoscută această zonă drept stațiune balneoclimaterică. Acum nu mai este. Nu mai este pentru că au dispărut toate facilitățile care țin de gospodărire, de administrare. Dar natura și-a păstrat din beneficii, așa este? Absolut, absolut. Deci, puteți să revigorați aceste avantaje? Dar această activitate a mers până în 1989. Și în 1989 a venit ceea ce n-a reușit să distrugă nici războiul. Ăsta e adevărul, vă spun. Deci s-a distrus tot ce mai funcționa. Deci, vile, s-a furat și s-a distrus tot ce era posibil. Stațiunea era împrejmuită cu un gard metalic și așa a rămas. Aici, mai jos, în fața noastră, erau băile vechi cu apă minerală, sanatoriul de distrofici, care și acesta acum 3 ani. Nu mai există? Nu mai există, pentru că sanatoriul a fost mutat, desfințat și mutat la întorsura Buzăului, ca o secție care funcționează în cadrul Spitalului de Cardiologie BNT Gheza de la Covasna. Am făcut multe intervenții la singurul sanatoriu de acest fel? Deci așa se și numea Centrul de Patologie Neuromusculară Dr. Radu Horia, deci cel care s-a ocupat de cercetare, domnul doctor a decedat, mă să-l ierte, el s-a ocupat foarte mult de această boală, da? Sanatoriu unic în țară și unde distroficii, foarte mulți dintre ei, sunt nevoiți să vină pentru că la o anumită perioadă de timp trebuie să meargă să li se noiască, știu eu, medicale ca ei să poată să beneficieze. Ne-am venit la dumneavoastră și nu degeaba, pentru că totuși ați încercat sau încercați să refaceți stațiunea
Nu știu dacă mai figurează ca stațiune sau a revenit la statutul de satul Vâlcele și atât. Da, din unele puncte de vedere figurează ca stațiune și, așa cum vă spuneam, chiar... Dar în acte, din păcate. În acte și la întocmirea unor formalități sau documente pentru vânzări de terenuri unde... Acolo unde avantajează. Da. Noi ne-am străduit și... Am reușit, dar e foarte puțin ce am reușit, dar ne bucurăm că totuși am reușit și acest lucru. Reușit ca... Ce vedem noi aici? Aici o bază de tratament construită, pusă în funcțiune acum 3 ani de zile, prin fonduri europene, contribuția Consiliului Județean și a localității, de respectiv a Consiliului Local. Clădirea a fost, baza de tratament a fost construită în cadrul unui program numit Drumul Apelor Minerale. Care sunt dotările bazei de tratament? Deci, baza în care noi ne aflăm acum, la parter o piscină cu apă caldă la 35 de grade, lângă ea o piscină mai mică cu apă minerală la 20-25 de grade, o saună uscată, băi de apă minerală la cadă pentru persoanele care doresc să facă băi, la fel o sală de masaj, iar la etaj avem mese pentru jocuri de relaxare, remi, șah, table, la fel pentru... Și echipamente pentru fitness, nu? Da, bandă de alergat, biciclete, pentru forță, pentru bărbați, o masă de tenis, o masă de biliard și alte dotări din astea mai mărunte. Bun, cum arată această bază vara sau în sezon? Deci baza spre surprinderea multora care n-au crezut în momentul când această clădire a fost dată în funcțiune, care spuneau că datorită unor factori, zic eu, subiectivi, respectiva populație pe care noi avem aici în zonă, baza nu va fi frecventată. Spre bucuria mea, am avut dreptate, am crezut în acest proiect și baza este dintre cele 5 locații cea mai frecventată, lucru recunoscut chiar de președintele Consiliului Județean, care și el avea niște suspiciuni și nu, adică avea îndoieli. Baza merge foarte bine, de cele mai multe ori nu avem locuri. Și nu numai vara, și în perioada sărbătorilor de iarnă, foarte, foarte, foarte frecventată. Însă e doar primul pas, așa cum vă spuneam și afară, primul pas și încă, eu zic, trebuie să mai avem de făcut încă pași buni ca să putem să... Care este prețul unui tratament sau chiar accesul la piscină? Undeva la 10 lei, da, de fapt 10 lei e și afișat, 10 lei pentru adulți, 5 lei pentru copii, pentru masa de tenis și biliard prețul este separat pentru că a nu crea un fel de bază, adică o sală de jocuri, de jocuri, așa să fie totuși. Aici, tariful este pe oră? Nu, pe zi, 10 lei la zi, dar lumea în general vine 2, 3, maxim 4 ore care stau, să vin cei care vin la tratament. Spuneți-mi, vă rog, cei care ar dori să vină aici, poate ne urmăresc dintre cei care ar avea nevoie de astfel de tratamente, ce trebuie să facă? Trebuie să-și facă o rezervare? Cu cine iau contact? Nu, pentru a veni la baza de tratament, baza este deschisă de miercurea până duminica, lunea și marțea închisă pentru curățenie. Problema mare este cazarea. În momentul de față nu dispunem de locuri de cazare, doar pe la cetățeni prin comună. Doar în Brașov. Da, sau în Brașov, la Sfântul Gheorghe, da, dar și la noi sunt persoane care au case, locuințe cu confort destul de bun și se mai găsesc care ar putea să închirieze așa pe o perioadă. Problema, cei care vor să facă băi la cadă cu apă minerală, acolo e indicat să ia întâi legătura cu un medic balneolog care să recomande, dacă poate să vină. O recomandare din partea mea. Da, și atunci am avut persoane care au venit și din împrejurări în care au venit și au făcut, știu eu, 10 zile, 12 zile, cât a fost recomandat de către medic.
Spuneți-mi, pe timpul acesta al vacanțelor, cum a fost acum sărbătorile, au fost sărbătorile de iarnă, au fost turiști, au foarte venit? Foarte mulți. Și în mod special vara, aici e plin. Pentru că vedeți aici, între acești castani, vin oamenii și își pun o pătură. E zonă verde, noi nu vedem acum, pentru că este acoperit de zăpadă, dar puțin mai încolo am văzut că este gazon. Da, e gazon, da. Și vin oamenii, vin. Însă, da, să spun că e foarte puțin ce am reușit noi. Ne străduim să mai facem un teren de sport, un loc de joacă pentru copii. Asta ar fi obiectivele următoare. Da, un loc de campare pentru cei dorni să vină cu rulote. Da, vă spun, ce investiții ați mai avea nevoie ca să o readuceți, poate nu la nivelul la care a fost cândva, ci cât de cât de stațiune turistică, astfel încât oamenii să aibă puncte de interes să vină? În zonă sunt izvoare de apă minerală, e un izvor cu apă sărată, să zicem noi sărătură. În satul vecin avem la Ariuști, unde se poate vizita o localitate care datează din cultura Ariuș-Cucuten, neolitic. Acolo a fost descoperit și un mamut, un schelet de mamut. La Araci, tot în satul nostru, e casa memorială Romulus Cioflec, care se poate vizita. Multe drumeții în zonă, peste deală, de aici mai e o stațiune tot așa de munte Șugaș, unde se pot face plimbări. Este nevoie de bani. Nevoie de bani. Noi acum ce am demarat... Poate fonduri europene ați avea cum să atrageți, poate prin galuri, prin noul PNDR? Acum am reușit prin gal să obținem o sumă așa... bunici, micuță, dar mulțumitoare, că am reușit să luăm un bol de excavator și un cilindru compactor pentru primărie, o sumă de 110.000 de euro. Era necesar, pentru că la ora actuală comunitatea noastră e formată din 4.500 de locuitori, foarte mulți etnici romi, foarte mulți copii, din 4.000 și avem 1.000 și vreo 60 de copii la școală, deci foarte mulți copii la școală. Aici este bine. Mi-e bine, însă 10% din populația județului Covasna se naște la noi în comună. Aveți planuri mari, da. Eu vă doresc succes, să le reușiți să le aduceți la îndeplinire. Aici, vă mulțumim mult. Aici un teren de sport, pentru că cei care doresc să vină să facă, hai că vor să facă și un pic de mișcare în aer liber. În partea cealaltă, pe terenul nostru, facem un teren de joacă pentru copii, că vin părinții. N-ar fi rău. Da. Asta, ne-am propus, să vedem ce reușim. Venim, eu știu, peste un timp și sper să vă găsim cu planurile împlinite. Vă așteptăm și sperăm și noi, deci ne punem speranța.